aceasta, siderurgiștii aici în Piața Victoriei, minerii în Maramureș au protestat și ei, au pichetat și sediile PSD, PNL. Domnule Bâlcea, înțeleg că lucrați totuși pe modificări legislative, totuși oamenii nu se lasă pentru că drepturile lor li s-au furat ani de muncă, li se fură bani din pensie. Da, și noi așteptăm, eu în calitate de deputat aștept o, să spunem, o formă adoptată de către cei care muncesc la această schimbare legislativă din domeniul muncii împreună cu Ministerul Muncii și sper că în cel mai scurt timp această schimbare legislativă să intre în procedură, pentru că procedura nu va fi simplă, trebuie respectat bicameralismul, adică Senat, Camera Deputaților, care este forul decizional. Și repet, întotdeauna când ministerul și mai ales acum ministerul și-a asumat această lege, dacă vor fi schimbări și trebuie să fie schimbări, ele trebuie agreate cu Ministerul Muncii, în primul și primul rând, pentru că bazându-se pe contributivitate, trebuie să găsească o variantă în care acești oameni să rămână respectați, să spunem, sau o variantă de compromis prin care ei să continue să aibă o majorare în funcție măcar de inflație.